Când ne-am vaccinat, am primit acea dovadă că am făcut ambele doze de vaccin. Dacă, spre exemplu, mâine plecăm în Grecia, da? Și la vamă nu avem acest certificat digital, încă nu l-am descărcat. Putem folosi acea adeverință pe care am primit-o atunci când ne-am vaccinat și cât timp mai putem folosi? Absolut, absolut. Pentru că, vă dați seama, la nivel european ar fi fost ridicol, ar fi fost absurd și imposibil ca cineva să pretindă că 450 de milioane de cetățeni europeni dintr-o dată vor face de pe ieri pe astăzi, toată lumea va avea certificat digital. Imposibil, ireal. Și atunci s-a găsit această alternativă, variantă de rezervă, variantă care funcționează în paralel până pe data de 12 august, când putem folosi și documentele clasice. Însă, sigur, documentele clasice trebuie să fie autentice și trebuie să fie valide. Adică, degeaba avem un test negativ care e de acum o săptămână. Nu mai e valid pentru reglementările pe care le folosim în acest moment. Deci, da, se pot folosi toate documentele clasice pe care le avem, însă îndemnul nostru este acela de a merge către această formulă digitală. Și să știți că foarte multă lume a făcut-o în primele 4 ore de la lansare. Deci astăzi am plănuit și am anunțat de atâta timp că o să lansăm. Am lansat platforma, a funcționat fără niciun fel de întrerupere, n-a picat platforma așa cum se zvonea. Și cum s-a mai întâmplat de altfel. Și cum s-a mai întâmplat. Mai da, e un bun exemplu că învățăm din greșeli. Oricum e o muncă formidabilă pe care cei de la STS și de fapt toate ministerele implicate au realizat-o. Una peste alta, s-a dat drumul la 8 și 10 în această dimineață și în primele 4 ore sunt în jur de 170.000 de oameni care au descărcat certificat. Mare. Da, în primele 4 ore au descărcat efectiv certificatul digital. Deci funcționează la solicitări destul de importante, destul de semnificative. Care este timpul de generare a acestui certificat? Cât timp pierdem? Fost pe loc, deci procedura în sine durează foarte, foarte puțin, este foarte intuitivă, este foarte ușor de făcut, adică realmente chiar este o chestie ușoară pentru absolut tot cine, nu trebuie să ai cunoștințe. Câteva clicuri și câteva date personale. Exact, ești la câteva clicuri distanță de certificatul digital. Acum se poate întâmpla să fie un mic delay, dar este realmente ceva rezonabil, în sensul în care dacă este o solicitare foarte, foarte mare, în acel moment aplicația solicită datele de identificare pentru CNP-uri, spre exemplu, către REMP, către Registrul Electronic Național de Vaccinare. Evident că nu poate să facă aceste solicitări pe secundă pentru sute de mii de persoane. Nu e cazul, dar teoretic există totuși o limitare pe care nu cred că vom atinge, pentru că lucrurile sunt desenate totuși să suporte solicitări semnificative, cum se și întâmplă. Deci, obținem pe loc, durează foarte puțin, câteva clipe, nu e ceva semnificativ. Ideea este că, să vă dau exemplul meu, eu am downloadat acest certificat, l-am pentru varianta de vaccinare și am acest cod și acest certificat pe telefon și îmi este valabil până în iunie 2022.